România se va confrunta cu valul 5 al pandemiei, pentru că la noi procentul celor vaccinați rămâne foarte mic. Este declarația ministrului interimar al sănătății. Până acum, doar puțin peste 7 milioane de oameni au schema completă de vaccinare, sub jumătate din populație. Și Europa va fi lovită din plin de valul 5 al pandemiei, iar OMS anunță un număr record de decese dacă nu se vor lua măsuri. Discutăm despre venirea unui nou val al pandemiei cu medicul Virgil Musa de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Este în direct alături de noi. Bună dimineața! Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule doctor! Bună dimineața! Valul 5 al pandemiei, îngrijorare în rândul autorităților, observ în ceea ce îi privește pe cei nevaccinați. Da, este adevărat, pentru că avem istoria celor trei valuri de acum, care a arătat că acolo, în țările în care vaccinul a fost sub o anumită proporție în rândul populației, decesele și spitalele au fost puse sub o presiune foarte mare. În țările în care rata de vaccinare a depășit 70%, mortalitatea a fost 0,1-0,18%, pe deosebire de 3-4% în țările în care această rată scădea sub 50%, în situația în care ne aflăm și noi. În Europa de vest, deja țările se confruntă cu un al cincelea val, dar mortalitatea în acest val este mult mai mică decât am avut-o noi în valul 4, tocmai datorită faptului că persoanele sunt vaccinate. Dacă e să facem puțin o paralelă referitor la numărul de cazuri noi din țările din vestul Europei pe care dumneavoastră l-ați menționat, zeci de mii de infectări zilnic, credeți că se va întâmpla același lucru și în România? Pentru că la 20.000 de cazuri ați văzut cum arătau lucrurile în spitalele românești. Da, nu știu dacă vor fi atât de multe cazuri, dar totul depinde de noi, pentru că, pe de o parte, mai avem timp să ne vaccinăm. Toată istoria acestei pandemii a arătat că în România valul urmează la două luni după un val care a debutat în Europa de vest. Deci avem încă o lună jumate, două luni să ne pregătim. Pe de altă parte, în momentul în care măsurile de prevenție nespecifice, adică distanțarea socială, purtarea măștii și igiena pegumentelor, sunt luate din timp, numărul de cazuri nu vor fi foarte, foarte mari. Deci totul cred că depinde de modul cum ne organizăm și ce politici de sănătate publică efectuăm. Referitor la ultima parte pe care ați menționat-o, politici de sănătate publică, credeți că s-ar putea face ceva într-o lună și jumătate mai mult decât s-a făcut sau nu s-a făcut până acum? Și valul 4 venea amenințător către țara noastră. Toate țările din jurul României erau bombardate de cazuri noi de COVID-19, iar țara noastră a fost luată prin surprindere, bineînțeles, cum se întâmplă în multe alte domenii, locuri insuficiente la secțiile de terapie intensivă, cadre medicale insuficiente și lista poate continua. Ceea ce privește numărul de paturi, este greu să îl îmbunătățești într-un timp atât de scurt, la fel și în ceea ce privește personalul medical. Dar putem fi mult mai atenți la evoluția pandemiei și în momentul când încep să crească numărul de cazuri, să luăm măsuri importante și, chiar dacă nu sunt populare, de a restricționa circulația și de a obliga purtarea măștii, pentru că, de fapt, ele sunt esențiale în ținerea controlului numărului de cazuri. Lucru care s-a văzut și la acest al patrulea val în România. În momentul când aceste măsuri au fost luate, evoluția valului pandemic a fost bună. În ceea ce privește campania de vaccinare, domnule doctor Musta, credeți că ar mai fi ceva de făcut în plus sau este deja un tren pierdut al autorităților din țara noastră?
nu cred că este un tren pierdut. Trebuie să găsim însă cheia de a intra în fiecare casă și a convinge fiecare persoană de necesitatea și importanța acestei vaccinări. De ea depinde viitorul nostru, modul în care ne vom desfășura activitatea în viitor. Și de fapt, aici este cheia. Încercăm ca această boală, care în momentul de față aduce foarte multe cazuri severe în secțiile COVID și este însoțită de o mortalitate mare, să devină o viroză banală care să nu pună probleme din punct de vedere al serviciilor medicale.